10 formațiuni corale au urcat în acest weekend pe scena Festivalului Internațional Gheorghe Cucu, ajuns la a 7-a ediție. Este ediția a 7-a. Vreau să vă spun că de fiecare dată, la fiecare ediție, au venit tot mai mulți oameni. De acum 2 ani, acest festival a căpătat rang de internațional. Am avut un cor din Grecia, de la Atena Semeli, iar anul acesta s-a anunțat participarea la acest festival, ediția 7, 12 formații corale din țară și una de peste hotare. Anul acesta, pe scena festivalului, au urcat coriști din 4 județe, dar și artiștii lirici de la Filarmonica Oltenia. Deși își anunțaseră prezența membrii corului de tineret cantabile din Chișinău, aceștia nu au mai ajuns. Trebuie muzică de cea mai bună calitate. Eu m-aș implica personal să-l ajut pe domnul profesor în așa ceva. Aveți muzicieni locali, aveți profesori de instrumente aici care pot să ajute și cu câțiva ajutoare de la Craiova, care nu e departe deloc, se poate face ceva absolut extraordinar. Ediția din acest an a festivalului a fost organizată de Asociația Culturală Corală Millennium în colaborare cu Primăria Slatina, Muzeul Județean, dar și Colegiul Național Vocațional Nicolae Titulescu. Bugetul alocat de municipalitate pentru această manifestare a fost de 10.000 de lei.